sunt ăsta? Este rodul curselor mele, 10 ani. Documentarea, 3 ani. Ia și numărul scrisul. La medalie. Pe legitimația mea, hack license. Pus pe o carte la care am muncit 13 ani. 10 ani m-am documentat în acest office galben. 3 ani am scris. Un alt office, nu galben. O Golgotă galben, la America. E cea mai frumoasă universitate de care. Sunteți cumva liber? Nu. Sunteți cumva liber? I'm off duty now. Taxi! 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 O, Tăpânescu! Hai, mai mult, mai mult, mai mult! O, prieten! Vorba de cartea unui meu prieten și coleg de redacție, Mircea Meionescu, Taximetrist de noapte la New York. Nu pot decât să-l felicit pentru ceea ce a realizat și vreau să fac un anunț legat de acțiunile următoare care se vor desfășura și care vor fi organizate de ziarul nostru de New York Magazine Lumea Sporturilor. Este vorba de o întâlnire pe care domnul Laurențiu Ulici, președintele Uniunii Scriitorilor din România, o va avea mâine la ora 11 la restaurantul Transilvania cu o temă legată de situația politică din țară. Iar duminică la ora 3:30 la restaurantul Cornel's Garden, autorul cărții se va întâlni cu cei care sunt eroii cărții lui. Eu cam atât am de spus. Este o seară specială pentru mine aceasta, una din cele mai plăcute de când am onoarea să slujesc cu modestie modestia adecvată acest mandat. Și de ce vă spun asta? Pentru că au fost oaspeți de seamă, bineînțeles, la fel ca și cei din această seară, dar astăzi este ceva special pentru că trebuie să prezentăm doi prieteni care au un merit special fiecare în viața noastră și spirituală și literară. Este vorba, pe de-o parte, de autorul acestei cărți, Mircea Meionescu, care era un fel de un mentor în ziaristica sportivă, ani de zile, poate 25 sau 30, nu e așa de bătrân pe cât pare, din punct de vedere al cărții, bineînțeles, al maturității cu care scrie și cu care ne-am intersectat de mai multe ori în Bucureștiul anilor poate 70. Încă această carte a lui Mircea Meionescu. Și s-a putea să am dreptate. N-a citit-o în chip obiectiv, că ați avut unde să o luați până acum, pentru că ea n-a funcționat, a circulat în Statele Unite. Avea ieșit de sub tipar. De aceea, ca să vă vin cumva în ajutor, foarte pe scurt, vreau să vă spun cu ce fel de carte aveți a face. Pentru că e o surpriză în cartea asta. Ea nu e un roman. Deși toată structura ei e una de tip romanesc. Are personaje, are acțiune, are o altă dinamică, urmărește ceva. Nu e nicio carte de teatru, deși înăuntru ei, pe foarte multe pagini, dospește o atmosferă tipic dramatică, cu stări tensionale, cu conflicte care izbucnesc, se consumă sau sunt amânate,
Nu e niciun eseu, deși iarăși pe foarte multe pagini, o să vedeți o sumedenie de considerații care sunt, vin o perspectivă, să spunem așa, filozofică asupra existenței, nu numai decât literară.